2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 20, din 16 februarie 2018, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 8 consilieri, absentând deocamdată domnii consilieri Nastasiu Petcu și doamna consilier Mănicuță. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mai întâi vă spun bine ați venit. Suntem atâta câți ar fi trebuit. Suntem de 11, zic cu vorul la nimeni, dar nu este totuși. Sunt puțin dezamăgit. Anticipam lista domnului Petcu. Pare rău că nici ceilalți trei nu sunt încă prezenți. Salut prezența colaboratorilor din primărie, doamna contabilă, care este legată în mare măsură, ca și mine. De altfel, pe ordinea de zi pe care o cunoaște, domnul Stângă ne poate ajuta cel puțin la două dintre proiectele de hotărâre. Mi-a făcut speranță ca și dumneavoastră, pentru că se poate admite ideea că este o ordine de zi importantă, specifică începutului de an, începutului de exercițiu bugetar. Avem puncte importante propuse pentru dezbatere. Va trebui să luăm decizie în zona de management a resurselor financiare și nu numai și a resurselor umane. Suntem într-o perioadă de analiză și într-o perioadă de organizare, de planificare a ceea ce înseamnă activitățile specifice administrației locale pentru exercițiul bugetar 2018. Pentru conformitate, o să reamintesc ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi, pentru a putea fi validată de dumneavoastră. La primul punct, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pentru anul 2017, inițiator subsemnat. La punctul al doilea, un raport privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Bogdănești pentru același an de referință, din 2017, prezintă subsemnatul. Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Bogdănești de Țibacău pentru anul 2018, inițiator subsemnatul. La punctul al patrulea, figurează un proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții. Cu comentarii pe această formulare, poate era mai... Program. Da. Bine, programul în sfârșit. Pentru anul 2018, inițiator subsemnatul. La punctul al 5-lea figurează un proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 pentru finanțarea obiectivelor de investiție prevăzute pentru anul 2018, inițiator subsemnat. La punctul al 6-lea propun un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea salariilor de bază lunare pentru funcționare public și personalul contractual din aparatul de specialitate al instituției primarului Comunei Bogdănești, inițiator subsemnat. La punctul al 7-lea vine rândul singurului reprezentant care are curajul să supraviețuiască la costum, domnul viceprimar, care ne va prezenta spre dezbatere și aprobare în proiect de hotărâre privind
aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Bogdanel și județul Bacău pentru anul 2018. La punctul al 8-lea avem un proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdanel și județul Bacău al domnului Petru Marius, precum și declararea locului de consilier vacant, inițiator subsemnatul. La punctul 9, proiect de hotărâre pentru propunerea calificativului privind performanțele profesionale individuale ale domnului C. Vasile, secretar al Comunei Bogdanel de Tubacov, pentru anul 2017, inițiator Comisia de Specialitate numărul 3. Și la punctul 10, care este și ultimul, pentru ordinea de zi propusă astăzi, solicitări adresate Consiliului Local. Se pun la vot. Ordinea de zi anunțată, cine este pentru? Mulțumesc. Înainte de a începe cu punctul 1, doresc să dau cuvântul domnului secretar să ne prezinte raportul de la ședința anterioară. Deci nu e neapărat un raport, e procesul de evaluare în ședința anterioară, dar pe marginea procesului de evaluare în ședința din 28 ianuarie 2018, dar pe marginea acestui proces de evaluare de făcut completări sau anumite precizări. Dacă nu supun la vot procesul de evaluare încheiată ședința ordinară din 28 ianuarie 2018, cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate că s-a aprobat procesul de evaluare și din luna ianuarie 2018. Aveți cuvântul. Începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pentru anul 2017. Inițiator domnul primar. Îi dăm cuvântul domnului primar. Mulțumesc. Am făcut câteva considerații în intervenția anterioară. Spuneam că este un moment de analiză, un moment de organizare și constituire a resurselor financiare și de valorizare, dacă vreți, a resurselor umane, nu întâmplător. Primul proiect de hotărâre care a fost pregătit de subsemnat împreună cu cei care au atribuții în aparatul de execuție al primăriei Bogdănești. Și anume este vorba de proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2017. În mod firesc, la fiecare început de an, analizăm felul cum a evoluat execuția bugetului pe anul anterior. Mai mult, reamintesc, pentru a oferi o bază de reflecție pentru noi toți, tot ca o obligație legală, anume care este prevăzută în legea finanțelor publice locale, trimestrial am făcut această analiză, deci în mod firesc trebuie să încheiem această analiză având ca referință întregul parcurs al exercițiului bugetar anterior. Proiectul de hotărâre cuprinde un articol unic în mod firesc și anume solicit deliberativului aprobarea închiderii exercițiului bugetar la Comuna Bogdanel de Tubacov de anul 2017 la partea de venituri în sumă de 3.629.792,21 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 4.241.217,05 lei. Era de la simpla lecturare, se observă că nu suntem în situația de a închide în echilibru, într-un echilibru teoretic, fără îndoială, partea de venituri cu partea de cheltuieli, partea de venituri fiind inferioară. Asta rezultă, dacă
vă mai amintiți și din ultima analiză care am făcut-o în contul a ceea ce denumim trimestrul al patrulea, când am arătat că vom avea un procent de realizare a veniturilor inferior cheltuielilor. Undeva în jurul a 84, dacă mă amintesc corect, de procente. Am menționat acest lucru în expunerea de motive. Evident că am utilizat referatul compartimentului de specialitate. Există și un raport care se încheie cu niște concluzii. Se menționează rămășițele care se transmit în actualul exercițiu bugetar, aferent anului 2018. Avem neîncasări la amenzi, în primul rând, și la alte categorii de bunuri impozabile, atât la persoane fizice, cât la persoane juridice. Acum, sigur, eu, plan personal, suntem într-o dezbatere de principii, fără îndoială. Nu prea sunt de acord cu formularea, de exemplu, a doamnei contabilă din acest raport. O găsesc cam bătrânească, așa, în ghilimele. Am mai întâlnit-o la anul trecut, după ce se menționează că în 2017 încheiem cu o rămășiță la impozitul taxe locale în sumă de 696.394 lei, sume mari de încasat prin la amen, 220.285 de lei. Deși aici, doamna Iftinca, care răspunde și de realizarea veniturilor, pur și simplu a făcut eforturi deosebite pentru diminuarea acestui cuantum. La teren infravilan, aproape o sumă identică, un pic mai mică, 200.439 lei, teren la persoane fizice, la persoane juridice, impozite pe clădire, avem rămășițe semnificative, de exemplu, 38.831, la TMT, 63.141. Se menționează aici, este discutabilă, după părerea mea, neîncasarea acestor sume se datorează faptul că situația financiară a comunei este destul de scăzută, puterea financiară a populației a scăzut din lipsă de locuri de muncă. După mine este inexact, pentru că puterea financiară a comunei nu este chiar așa de scăzută. Avem un potențial, dacă vă amintiți, pe care l-am analizat la sfârșitul anului trecut, o să ne întâlnim cu valorile acestei impozabile, destul de bun. Pentru că avem locuri de muncă. Am făcut o analiză cu ajutorul compartimentului de specialitate. La noi, în comună, pe noua formulă fiscală, pe codul fiscal modificat, se plătesc salarii lunar în jur de 16 miliarde de lei. Și avem în jur de 550 de locuri de muncă la cele două mari societăți și a treia, cred că are un aport semnificativ, la societățile familiei Șerban, la fabrica de confecție. Eu cred că ar fi bine să reamintim alte cauze care conduc la aceste neîncasări. De exemplu, la mine, de aici legislația nu ne-a ajutat și este loc de mai bine. Pentru că eu consider cauza principală mentală speculativă a românilor. Evident, și pe aici, prin comunitate, suntem români, marea majoritate. Ea s-a mai diminuat și prin acțiunile în instanță care au fost efectuate. Aceste demersuri s-au finalizat în
obligarea celor care au restante să preteze ori în folosul comunității. Au mai și plătit, într-adevăr, și eu sper și se conturează într-o oarecare măsură o schimbare de comportament la cei care, dintr-un motiv sau altul, au fost sancționați de lege, mai și plătesc. Va trebui să ne continuăm persoasiunile. Ar mai fi o caudă, să zicem, de mic, jumătate mai pe românește, la impostul pe terenul extravilan avem foarte mulți străinași. În evidențele primăriei figurează mai mulți străinași, nu cu mult, dar mai mulți străinași decât alogeni. Aici, cred că ar fi de interes doamna Contabil să transmită și casierii. Noi am mai realizat niște descinderi pe la comunele vecine, mai mergem de Bărgărești, Cârcu Sotu, dar noi le facem într-o mică măsură și cu ajutorul administrației din comunele menționate. Prea mult n-am beneficiat noi de ajutorul colegilor din administrație vecine, pentru că ei au interesul să fie încaseze taxele lor și impozitele lor. Dar chiar am mai mers, pur și simplu, prin satele din comunele menționate și am mai realizat. Tot la fel, eu rog pe doamna contabilă să transmită casierii. Noi să mai arătăm. Am fost cu domnul viceprimar, ne-am întâlnit în anii precedenți și am mai realizat, am mai încasat și din aceste venituri. Și fără îndoială că chiar o să urmăresc, apropo de salarizare, mai multă muncă de teren din partea casierilor. Vă dau un singur exemplu, că acest lucru este posibil. Temerea mea principală, în exercițiu bugetar precedent, a fost în legătură cu încasarea taxei de salubritate. Fiind și un precedent, aici lucrurile nu lasă la loc la prea multă imaginație, la soluții alternative. Dacă nu plătim la ADIS taxa pe care trebuie să o încasăm în mod legal, ne asumăm un risc mare pentru bunul mers al oricărei administrații locale. Să nu se mai ridice deșeul în menajere. Și a fost posibil. Chiar am felicitat-o pe doamna casieră. Probabil să uităm în asta, sper să o mai felicit și pentru încasarea celorlalte restanțe. Nu prea e normal. La DMT, cine are mașină, trebuie să aibă și pierdere. Cum se spune, nu? Parafrazând o de galii normal, să-și plătească și DMT-ul. În sfârșit, DMT-ul la persoane fizice. Exact cum intuiam. Da, sigurăm cu 63.141 de lei. La persoane juridice, de exemplu, la societățile mari, aici domnul Șerban are un parc de profil impresionant. Oamenii s-au plătit. Pe partea de cheltuieli, cred că putem fi mulțumiți. Pe ce îmi bazez această afirmație? Pe faptul că obiectivele de investiții care au avut în dreptul lor alocări de credite substanțiale au fost duse la îndeplinire. Tot ce ne-am propus, cu toate dificultățile, cu tot ritmul specific nouă românilor, am reușit să le finalizăm până la închiderea exercițiului bugetar. Mea personal și împreună cu cei din echipa pe care o coordonez și dumneavoastră care deliberați, pur și simplu, eu
cred că îmi folosește sau ne folosesc aceste concluzii și vor rămâne de actualitate. Deci o să urmăresc, pur și simplu, împreună cu cei care au atribuții concrete. Deocamdată mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei de Specializare. Doamne și domnul consilier, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine e pentru? Unanimitatea a fost aprobată, a fost votată. Trecem la punctul numărul 2. Raport privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Bogdănești pentru anul 2017. Prezintă domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. Ne-am mulțumit. Fără de altă există o legătură între dezbaterea anterioară, deci la primul punct al ordinei de zi, și acest raport anual asupra situației gestionării bunurilor Comunei Bogdănești de Tăvăcov, unul din domeniul public și domeniul privat, cum s-a mai menționat. Aș adăuga că aceste bunuri pot fi de natură financiară. Le-am avut în zona discuțiilor anterior. Ele figurează și aici, ceea ce aduce în plus acest raport, faptul că sunt considerate și asupra bunurilor materiale. Baza acestui raport, și aici mulțumesc, doamne contabil, pentru caracterul sintetic, și eu zic complex sau complet, dacă vreți, maniera este și accesibilă, este profesionistă și permite niște concluzii. Dumneavoastră l-ați avut în studiu la comisie. Eu aș schița următoarea axiologie, deci asupra a ceea ce trebuie să reflectăm mai mult. În primul rând, s-a pornit de la raportul întocmit în baza inventarierei anuale, care a fost efectuată de colaboratori din primărie, au fost comisie centrală, au fost subcomisii. Îi mulțumesc domnului Stângă, în primul rând. I-am adresat multe mulțumiri, nu știu dacă e foarte mulțumit el de salariul plăcut, de undeva pe aproape am înțeles. Pentru că el a adus greu neapărat contribuția substanțială la inventariere. Are o rigoare pe care o apreciez. Și am, în mod firesc, am valorificat acest raport. Aș face câteva mențiuni ca să fie utile atât de liberării dumneavoastră, cât și publicului de față. În procesul verbal, întocmit de Comisia Centrală în baza procesului verbal ale Comisiilor de Inventariere, s-au consemnat următoarele aspecte. Nu s-au constatat lipsuri materiale la finalizarea inventarierei și diferențe între soldurile scripte și cele faptice conform situațiilor comparative anexate la procesul verbal. Acestea sunt date de natură tehnică, care abundă în informații, pur și simplu, le-ați parcurs. Sunt menționate valorizările cu ajutorul resurselor financiare în zona bunurilor materiale. De exemplu, la drumurile care le-am avut propuse pentru asfaltat, pentru modernitate, în mod firesc, valoarea lor a fost actualizată exact cu valoarea investiției. Un drum comunal este prins în inventar.
Și în documentele specifice compartimentelor de cont aplicate cu valoarea lor la zi. În urma acestei investiții, normal că valorile au crescut și conturile respective nu mai au aceeași configurație ca cea dinaintea intervențiilor. Sunt menționate și aici, într-adevăr, putem reaminti în mod firesc legătura cu închiderea contului de exerciții, creanțele pe care le are bugetul local, adică nerealizările pe care le-am menționat înainte, le-am găsit aici. Sunt în mod firesc în zona impozitelor și taxelor, care nu au fost realizate la modul ideal. Adică nu au fost încasate toate. Evident, figurează amenzi, în primul rând, și impozitul pe terenul extravilan. Așa, ceea ce aminteam în preambulul dezbaterii de astăzi, materia impozabilă. Spuneam, am avut-o într-o dezbatere anterioară, la sfârșitul anului trecut, realizată de doamna Iftinga, responsabilă pe venituri, materia impozabilă, în sumă de 494,078 lei. Eu aș mai completa, sper să fie corect, suport intervenție doamne de specialitate, doamne române, la materia impozabilă. În afară de ceea ce numim bunuri, proprietăți care se supune impozitări. Unor mobile, imobile și așa mai departe. Iar lua aici în considerație și veniturile de natură financiară. Spuneam că la un moment dat în Comuna Bogdănești, în momentul de față, la fiecare sfârșit de lună, sau mă rog, o dată pe lună, se plătesc salarii în valoare de 16 miliarde de lei. Cunoașteți că prin modificarea legislației fiscale a scăzut impozitul de la 16% la 10%. Prin o altă prevedere, o altă modificare a codului fiscal, cunoașteți că au trecut o serie de contribuții de la angajator la angajat. Automat a crescut salariul brut. Chiar dacă la un moment dat au existat îndoieli, suspiciuni, eu însumi le-am avut în mare parte, dar evoluția, cel puțin cotele defalcate pe care le-am primit în contul unei iarne la primăria Bogdănești, deși provin din acest impozit scăzut de la 16% a scăzut la 10%, prin un comportament compensator gândit de guvern, de ministru de finanțe. Vă amintiți de domnul acela mare, Mișa, care a fost ministru de finanțe. A avut foarte multe mutări și foarte multe realizări, deși la un moment dat poate fi din cauza unei lipse a timpului pentru mai bună explicitare și comunicare. Nu prea a fost apreciat. Eu, mă sigur, l-am apreciat pentru felul cum a gândit. Pentru că mi-a confirmat la un moment dat o măsură pe care am forțat-o un pic. Probabil că eram bănuit în primărie sau, nu știu, în alte medii, din cauza faptului că am susținut coborârea cotei de impozitare la clădirile nerezidențiale la cota minimă. Și într-un context când, într-adevăr, răbdarea unor firme ajunsese probabil în mod justificat la o cotă
maxima suportabilității. Le-am explicat că am strâns coreaua ca să avem drumuri mai bune pe care le folosesc ei, în primul rând, cei cu mașină și cu parcul auto în extensie. Și, într-adevăr, s-a confirmat că a fost o idee bună, pentru că am reușit să ne fidelizăm firmele, locurile de muncă și încasăm deja mai mult decât încasăm pe vechea formulă. Pentru că spuneam de Ministerul de Finanțe, la un moment dat, că a modificat cota de repartizare a acestor bani care se cuvin administrația locale, la formulă unei noi primeam cam 41%, acum primim 71%. Ei, 71% aplicat la 10% din 16 miliarde, ne-a dus, de exemplu, pe luna februarie, 1.113 milioane. Deci, pe termen mediu și lung, avem o masă impozabilă. Zic că e o bună. Suntem una dintre comunele cu comparație cu comunele, spune, care stau mai bine, mă sigur, să vedea, da? Pe undeva la o medie dătătoare de speranță pentru prezent și pentru viitor. Deocamdată atât de mulțumesc pentru atenție. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului UAT Bocănești, județul Bacău, pentru anul 2018. Inițiator, domnul primar. Îi dau cuvântul domnului primar. Da, bine. Deci, continuăm fructul dezbaterii și l-am considerat, dacă vrem, pe linia analizei execuției bugetare și a constituirii resurselor financiare pentru anul 2018. Bugetul a rămas în aceeași definiție. Nu s-a schimbat definiția, conceptul, principiile unui buget. Spuneam și cu alte analize anterioare, bugetul este o construcție teoretică care inventariază posibilitățile financiare ale comunității locale, ale comunităților locale, dacă vreți, are o structură stabilită prin lege, o parte de cheltuieli, o parte de venituri și care trebuie să rămână în echilibru. Nu poți să cheltui în mod firesc mai mult decât dispui la un moment dat. Asta am explicat și în expunerea de motive. Am mai subliniat câteva trăsături care ne ajută să înțelegem, zic eu, ce fel de buget avem. Și cum putem proceda tot în legătură cu activitatea de organizare, de planificare. Vă reamintesc că mai avem în ordine de zi aprobarea programului de investiții, mă rog, unitalizării de investiții. Evident că am precizat în expunerea de motive ca principii acordul cu legislația în vigoare, structurarea despre care am vorbit pe cele două termene și faptul că există premize pentru creșterea veniturilor prin accesarea de fonduri guvernamentale și europene. Asta, sigur, se va derula pe parcursul executivului bugetar. De exemplu, știți că avem depus în proiect de finanțare pe grupuri de acțiune locală. Este o sumă semnificativă, dar este binevenită și cu valoare de precedent, care ne ajută la finanțarea unui obiectiv pe care îl regăsim în programul de investiții. Podul de pe zon a
armat cu un singur fir de circulate de la Trobodia. Să avem speranțe la finanțarea proiectului de apă și canalizare. Lucrurile s-au derulat un pic mai greu, nu din cauza administrației locale, din alte cauze pe care le intuit cu toate. A fost verificat proiectul, am prezentat niște completări la Comisia de Verificare de la Ministerul Dezvoltării și a fost deja transferat în zona de redactare a contractelor de finanțare. Astăzi sau mâine urmează să aibă loc o ședință de guvern prin care se va adopta o hotărâre de reorganizare a Ministerului Dezvoltării. Este necesară, din punct de vedere juridic, că în ultima configurație a Guvernului s-au despărțit sub aspect structural și financiar, dacă vreți, fondurile europene de bani românești. Urmează, eu sper ca la următoarea ședință, care va fi și o ședință de analiză a stării economice, sociale și de mediu comun, în luna martie, să ne bucurăm împreună, adică să fie în măsură ca să prezint contractul de finanțare semnat, să trecem la celelalte etape de realizare a proiectului. O să dau citire proiectului. La primul articol propun aprobarea bugetului Consiliului Local al Comunei Bogdan pentru anul 2018 în sumă de 3.278.400 lei la secțiunea de funcționare și dezvoltare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei care face parte integrantă pe prezenta hotărârii. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, va fi dusă la îndeplinire de către doamna Răcoțeanu Romelea, consilieră în aparatul de specialitate primarului Comunei Bogdan de Bacău. Articolul al treilea, după aprobare, secretarul comunei, domnul Ciel Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdan, compartimentul financiar, contabilitate și instituției prefectului județului Bacău. Aș mai aminti, mă gândeam să fac acest lucru, dar pentru că am emis pretenția și am încercat atâta cât am reușit ca să conturez niște trăsături specifice bugetului Comunei Bogdănești. Bugetele au specificitatea lor. Asta depinde de administrația locală, depinde de viziunea donatorului de credit, depinde de viziunea Consiliului Local, depinde de cine are majoritatea în Consiliul Local. Că poate interveni un buget, poate fi dat peste cap. Propunerea ordonatorului de credit, dacă nu ai majoritate, poate să nu mai fie acceptată de Consiliul Local aici. Nu este cazul, pentru că am precizat atunci când am avut posibilitate, pentru că interpretăm această partitură și am apreciat pe fiecare dată, știu eu, atitudinea principială a Consiliului Local. Spuneam că ar fi de interes să reținem raportul între componentele bugetului. În afară de clasica structurare, care este obligatorie în termen legal, echilibrul dintre partea de venituri și partea de cheltuieli, am fost atent, ca și în anii precedenți, în primul rând, să avem grijă de secțiunea de dezvoltare. Adică în ideea să nu ne aflăm în treabă, să luăm îndemnizate în frunte cu mine, în primul aici, pur și simplu să lăsăm ceva în urma noastră, să lăsăm ceva vizibil. Am fost atent și la partea de salarii. Ca să motivez echipa, dar să rămână în zona echilibrului. Vă dau exemplu la alte comune vecine, nu dau nume aici, dar
ca principiu. Pioneva, ei s-au dus spre 40% salarii în raport cu celelalte cheltuieli, partea de funcționare, partea de dezvoltare. La noi, salariile, doamna contabilă, cam ce valoare au în ultima fază, știi cât s-a mai operat. Eu știam undeva spre 6 miliarde, jumătate, spre 7 miliarde. Cât? Dar din mai tare, dar acum nu trebuie să ne fie rușine. Asta este. 1 miliard de ceva mai trecut, dar să nu creadă cineva ceea ce trebuie. Deci, reamintesc o dată, în jur de 8 miliarde raportat la 32 de miliarde, deci cam a patra parte. De astăzi am căutat să rămânem într-o zonă rezonabilă. De 5%. Da. Deci, față de 40%, de exemplu, la vecinii noștri, eu zic că am rămas în echilibru, adică suntem în zona bunului simț. Atât. Asta e ultima intervenție legată de buget. Mulțumim, domnul primar. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 1. Doamne și domnule consilier, Comisia numărul 1, economică, a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Toate cele trei comisii. Comisia numărul 3. Și comisia numărul 3 și-a dat acord favorabil. Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții UAT Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2018. Inițiator, domnul primar. Îi dăm cuvântul domnului primar. Aici o să am la nevoie colaboratoare, atât pe domnul contabil, cât și pe domnul care e singur șef și executant la compartimentul adiacent, la urbanism. Eu am semnat proiectul de hotărâre pe această titulatură, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de investiții a UAT Bogdănești, județul Bacău, ar fi recunoscător dacă ar fi modificată un pic această sintagmă. Totuși este un program de investiții. Da, în redactarea hotărârii. Hmm? În redactarea hotărârii, sigur. Da, da, mulțumesc. Are legătură cu ce am discutat până acum, în mod firesc. Spuneam la intervenția anterioară că am avut grijă ca ordonator de credit să nu neglijăm partea de dezvoltare, dar asta este principala așteptare a consătierilor noastre. Să se facă ceva an de an, atât cât putem, cu veniturile proprii, cu ceea ce mai accesăm, care devin tot veniturile proprii în final și așa mai departe. Am gândit în felul următor, în principale, m-am consultat în primul rând cu principalii colaboratori, doamna Răcăuțeanu contabil, domnul Stângă, șef la urbanism. Am gândit în felul următor. Să avem grijă de cofinanțarea la care ne obligă proiectul de apă și canalizare. Acolo avem vreo 3 miliarde jumate, partea noastră. De dat înțeles că e vorba de o execuție în anul acesta, pentru că am parcurs prima etapă, acea proiectare a videlor și așa mai departe, mai avem puțin până la emiterea autorizației de construire. Sperăm că undeva pe la mijlocul verii, după ce se termină sezonul ploios, să începem cu execuția la un obiectiv așteptat de consăteni și care va fi iarăși o încercare pentru noi toți, realizarea
podului de beton armat cu un fir de circulat de petele Oitud în zona Slobodia, cu o valoare pe care ați văzut-o probabil în jur de 5 miliarde de fii de autifiri în final. Și am mai gândit împreună cu cei care am fost colaboratori apropiați să ne pregătim în baza unei finanțări de la buget, evident, intitulată Alte cheltuieli de investiții, să pregătim proiectele și avizele necesare pentru asfaltarea unor drumuri care deja se constituie într-o cerință imperativă din partea consilierilor. Este vorba de drumul peste Vale, o continuare, dacă vedeți la PNDL, de la consilierul nostru Ciupotar, la Mare Mică, dacă vă amintiți. Legătura cu celălalt tronson care coboară. Noi am mai avut acolo o investiție a unui canal de betonat de scurgere de la Viorel Ardăreanu până jos, la Râu Voitu, cu legături de rigoare. Și un racord la drumul principal din Munten, la Ionel Răcăuțeanu, până la Biserica Adventistă. Ne-am propus în prima parte, să mă rog, la anii bugetar, să realizăm cel puțin proiectarea. Proiectarea se parte toată etapa până la emiterea autorizației. Nu exclud posibilitatea, am făcut o analiză împreună cu cei de la contabilitate, dacă se menține trendul pe care l-am menționat mai înainte, dacă ne intră banii bune, așa cum se conturează situația, de la impozitul pe salariu, este posibil să dăm drumul și la execuție, dacă o să fim gata cu proiectarea. O să dau citire mai întâi proiectului și, evident, programul investiții. La primul articol propun aprobarea programului de investiții a OAT Bogdanele Tobacov pentru anul 2018, conform listei obiectivelor pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al OAT Bogdanele. Articolul al doilea, după aprobare primarul Comunei și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanele, vor duce la îndeplinire hotărârea. Și al treilea, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Mănțeoi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanele, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului de Bacău. Și, evident, anexa, ne-am amintit obiective noi de investiții, construirea podului de beton armat cu un singur fir de circulat de petele Oituz, zona Slobodia, Bogdănești, Comuna Bogdănești, de Tăpacău. Alte cheltuieli de investiții, reactualizare PUC, Comuna Bogdănești, planul urbanistic este un cui pentru administrația noastră, ca și pentru alte administrații. Întocmire, proiectare și obținerea vizei pentru construire îmbrăcăminte bituminoase ușoară la drumurile pe care le-am menționat. Mai avem la același capitol niște plăți de făcut pe partea de proiectare și avize, mai ales la podul pe care l-am menționat. O noutate ar fi o dotare cu un panou de afișaj electronic sediul primăriei Bogdănești. Am considerat, evident că vina aia mea, din anghelii mele, m-am sfătuit și cu cel care răspunde de partea de comunicare, că suntem obligați, dar și interesați așa ceva, să realizăm un panou de afișaj care nu este foarte scump, dar poate fi într-o manieră modernă și sediul administrației noastre și
comunitatea întreagă merită așa ceva. Și spuneam, proiectul central, principala așteptare, realizarea rețelei de apă potabilă și canalizare în satele Bogdănești și Filipești, în măsura în care speră, așa cum spuneam până la următoarea întâlnire, să semnez contractul de finanțare. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Comisie de Specialitate. Doamne și domnule consilier, Comisia numărul 1 de economică a studiat acest proiect de hotărâre și acum a fost favorat. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? S-a votat. La unitate s-a votat. Abținere, împotrivă nimeni. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 pentru realizarea obiectivelor de investiție prevăzute în anul 2018, inițiator domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. Da, mulțumesc. Aici este un proiect mai concentrat, mai simplu de explicitat avantajele operatorilor, și cu care noi ne-am mai întâlnit. Orice investiție sau orice activitate a unităților locale trebuie să aibă resurse umane, pune totul pe primul loc omul, și evident resursele financiare. Resursele financiare, în mod firesc, vin din impozite și taxe locale și, să spunem, că împreună am procedat la o cheltuire precaută și am urmărit eficiența, evident, tot împreună a cheltuirii banului public, au rămas bani necheltuiți. Fie din exercițiul anterior, fie din exercițiile anterioare. Deci un excedent cumulat. Excedentul propriu-zis din exercițiul financiar trecut a fost în jur de 2 miliarde, doamna Pamela Fratelor. 2016? Mă, de anul trecut. La care am precizat, se adaugă banii necheltuiți din excedentele anterioare. În final, avem un excedent de 752.774,05 lei. Pentru că veniturile estimate a fi realizate în anul acesta, din încasarea impozitelor și taxelor, nu sunt suficiente pentru realizarea obiectivului de investiții, în mod firesc, legea ne permite să utilizăm acest excedent cu precădere pentru finanțarea obiectivului de investiții. Deși dacă, în mod sigur, ați fost atenți, pentru că sunteți aici reprezentanții comunității, fiecare dintre noi este atent când au loc asemenea informații sau comentarii în mass media, în primul rând. Acolo unde veniturile, bugetele comunității locale sunt în dificultate, am înțeles că se intenționează ordonanță de guvern pentru a da posibilitate să se asigure fondul de salare. Nu suntem în situația asta din potrivă. Asta confirmă unele considerații anterioare. Suntem o comunitate cu un buget mediu spre bine, măsura în care noi gestionăm și de o manieră precaută, cu atât mai bine. Anul trecut am procedat similar. De aceea eu solicit dumneavoastră să fiți de acord să-l utilizăm și în acest exercițiu bugetar pentru acoperirea deficitului, pentru finanțarea obiectelor de investiții. În acest sens este formulat și proiectul de hotărâre.
La primul articol propun aprobarea utilizării sumei de 6.27.74.05 lei din excedentul bugetului UAT Bogdăre din anul 2017 pentru realizarea unor lucrări cuprinse în programul de investiții pentru anul 2018. Articolul al doilea. După aprobare, primarul comunei și doamna Răcoțeanu Romene, consilieră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdăre, vor duce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea. După aprobare, secretarul comunei domnul Cel Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituții prefectului județului Bacău. Atât, mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar, pentru comisie de specialitate. Da, doamnă și domnul consilier, comisia numărul 1 economică, am studiat acest proiect de hotărâre, dar nu a fost favorabil. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Unanimitatea a fost votată. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind cu privire la aprobarea salariilor de bază lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Îi dau cuvântul domnului primar. Se frică în mod direct, în baza unui contract de muncă, fără tăială. Dar este firesc, pe de altă parte, să se întâmple la acest moment, pentru că trebuia să vedem dacă avem bani, de unde avem bani pentru salarii și așa mai departe. Acest proiect de hotărâre, sau dacă vreți și acest proiect de hotărâre, este în acord cu legislația existentă, referitoare la salaritare. Este o lege interesantă pe care eu o apreciez și vreau pot să-mi argumentez aceste considerente dincolo de cele de natură politică care sunt prin excelență subiectivă. Legea 853, pardon, pe care îl spun. 853-2016. Eu îi mulțumesc că mă ajută tipul de ied pe moară. Asta ține, zic eu, eforturile care s-au făcut de fiecare guvern, sau dacă vreți, de mai multe guverne, uneori cu întârziere. Orice caz, reglementarea salarizării în România este o problemă centrală. Asta a stat în atenția multor guverne. Am parcurs și am, dacă vreți, am suferit în ghilimele de pe urma altor legi. Mai sunt suferințe și de pe urma legii 153. În mod firesc, pentru că legea nu împacă pe toată lumea. Conform legii amintite, 153, care a intrat în vigoare anul trecut undeva prin luna iulie, dacă m-am amintit, noi am mai avut o deliberare și o decizie a dumneavoastră pe tema salariilor de bază, pe care trebuie să le aprobăm împreună. Eu sunt obligat, ca și ordonator de credite, să propun. Dumneavoastră, în mod firesc, fiind un moment de gestiune, un act de gestiune a banului public, a bugetului, dacă vreți, comunei noastre, veți adopta sau nu o hotărâre. Legea mai spune că trebuie precedată de ceea ce noi am făcut la nivel de administrație locală, în mod sigur și alte au făcut, să avem acordul angajaților că vor prelua viramentele pe care le făceam direct la bugetul de stat.
acest lucru s-a întâmplat și în primăria Bogdănești. În mod firesc, sarcina lor fiscală s-a mărit. Toată lumea se gândește că salarii mari și-au tras, încerc scuze pentru expresii, cei din primăria Bogdănești sau din alte primării. Păi aici, în mod sigur, vom regăsi, pentru că suntem și obligați și tot timpul facem în mod firesc, așa, să asigurăm unul din principiile legii 153 este și principiul publicității. În afară de sustenabilitate, echitate și așa mai departe, mai multe, dar sigur este și principiul publicității. Suntem obligați pe lege să afișăm salariile atât la sediul primăriei, cât și pe site-ul primăriei. Aici nu este loc de prea mult de comentarii. Noi aprobăm brutul. Eu cred că pentru fiecare dintre noi, cel care ne mulțumește într-o măsură oarecare, este salariul net. Deci, apropo de faptul că ședința este publică și probabil și întâlnirea de astăzi, dezbaterea de astăzi va fi urmărită în mod firesc, inclusiv de consilierii noștri. Noi aprobăm brutul, afișăm brutul, dar netul este mult mai mic. Am avut, conform legislației, discuții cu reprezentanții salariații din primărie. De fapt, am avut discuții cu toți, pentru că nu suntem prea mult. Evident, m-am sfătuit ca să supraviețuiesc, în primul rând, discuțiilor. În al doilea rând, să încerc respectarea principiilor pe care le-am mai spus în cursul dezbaterilor de astăzi. Păstrez acel echilibru de care avem nevoie între salarii și celelalte alocări de credite. Spuneam, salariile noastre înseamnă undeva în jurul la 20% din total bugetul. Apoi am încercat să ajungem la un nivel de salaritare, mă refer la cel net, decent, care să fie stimulativ pentru colaboratorii mei din primărie. Și ne-am formulat propriile principii. Am stabilit niște carturi, niște distanțe, dacă vreți, între cei care au studii superioare, studii medii, ceilalți care poate n-au tot studii medii, mă refer la cei care efectuează servicii de parte, poartă și așa mai departe. Și evident am respectat ceea ce prevede ca principiul legal de stabilirea salariilor de bază. Studiile, apoi vechimea. Și am ajuns la o soluție care a fost acceptată, repet, acceptată, nu știu cât sunt de mulțumiți colaboratorii din primărie, dar în moment ce a fost acceptată, înseamnă că într-o oarecare măsură sunt mulțumiți și în aceeași măsură sunt mulțumit și eu că am reușit să-mi respect și principiile în care eu cred sau de care administrația locală are nevoie ca să poată progresa. Aveți lista cu salariile de bază. Ați consultat-o. Ați văzut constata că cei care au studii superioare și aceeași vechime, normal, regăsim sume identice aici. Cei care au studii medii și au, din întâmplare, aceeași vechime, tot la fel. Au același brut. Evident că cei mai avantajați sunt primarul comunei, viceprimarul comunei
și secretarul comunei care reprezintă singura funcție de conducere. Repet, îndemnizația primarului a viceprimarului și salariul secretar sunt stabilite prin lege, de nu ne-am fixat noi. Pur și simplu sunt stabilite prin lege. Dar la salariul brut de aici plătim destul de impozit și nu înseamnă așa cum cred că înseamnă, cât înseamnă, pur și simplu. Aici a regăsit în listă de la salariul domnului secretar și celălalt colaborator, care trebuie să fie aprobate de Consiliu. La primar și la viceprimar se stabilesc prin dispoziții. La primul articol propun stabilirea cu data de 1.1.2018 a salariului de bază lunare pentru funcționare publică și personalul contractual elaboratul de specialitate al primarului Comunei Bogdanel de Tobacău, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcoțeanu Romele, consilier, și doamna Toma Viorica, referent resurse umane, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanești. Articolul al treilea, după aprobare, secretarul Comunei domnul Țeu Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești, compartimentul financiar contabilitate, doamnei Toma Viorica, instituție prefecturilor de Bacău și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Pentru cei care ne aud sau ne vor vedea și ne vor auzi, repet, salariile vor fi afișate atât la serviciul primăriei, cât și pe site-ul primăriei. Mulțumesc! Domnule primar, îi dau cuvântul Comisiei de Specialitate, numărul 1. Doamne și domnul consilier, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul? Și Comisia 3. Comisia 3, cu ocazia ședinței de ieri, a avizat favorabil acest proiect de hotărâre, însă cu ocazia întocmirii raportului de avizare, ne-am gândit la un amendament al acestui proiect de hotărâre, pe care o să-l prezint cu ocazia când mă scriu la cuvânt. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnului. Da. Dorește cineva să ia cuvântul? Dau cuvântul domnului consilier Vlad. Da, așa cum spuneam și mai înainte, am studiat proiectul de hotărâre privind salariile brute ale personalului din primăria, din aparatul specialitate al primarului. După câte am înțeles, este întocmit conform legii 153/2017 și întrucât, după câte am văzut, beneficiare, și sper, deocamdată am înțeles la domnul primar și chiar de la ei din primărie că nu sunt obiecțiuni, cu privire la acest aspect nu am de făcut alte comentarii. Amendamentul pe care spuneam mai înainte, având în vedere că se discută despre legea salarizării și având în vedere că s-a întâmplat incidentul care s-a întâmplat cu noi consilierii, în sensul că a fost o scăpare de lege și suntem nevoiți să reparăm conform legii înapoi, să dăm o sumă de bani, aș propune adăugarea unui articol la acest proiect care să ne vizeze și pe noi consilierii și o să mă explic în felul următor. Deci, consilierii locali, până la data intrării în vigoare acestei legi, au primit o indemnizație conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. La articolul 82 spunea așa: pentru participarea la lucrările Consiliului și ale Comisiilor de Specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședință. Punctul 2. Indemnizația de ședință pentru membrii Consiliului care participă la ședințele ordinare ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizația primarului. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit articolului 2, este de o ședință ordinară și două ședințe pe comisie.
pe lună. Spunea în regulament. Când a apărut legea unică de salarizare, la, deci legea cadru 153, la articolul 3 spune așa, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului plătit din banii publici sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute de prezenta lege. Prezenta lege, la articolul 40, spune așa, în perioada 1 iulie 2017, 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară la care, de care beneficiază consilierii local pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizarea lunară a primarului. Noi, și după 1 iulie, când a intrat legea în vigoare, dintr-o greșeală a noastră tuturora, am mers tot pe regulament, respectiv cu 5% din pentru fiecare ședință. În luna ianuarie, domnul primar a constatat că nu este legal, că în legea unică de salarizare spune că așa, și s-a hotărât să dăm acești bani înapoi. Întrebarea, începând de acolo, de aici încolo, cum vom fi plătiți indemnizația noastră, cum nu? Pentru că noi, în luna octombrie, unul a controlului făcut de prefectură, am reactualizat regulamentul de organizații funcționare și regulament care, la articolul 80, e identic așa. Deci, tot indemnizația de... Mă dau citit dacă doriți. Indemnizația de ședință pentru membrii Consiliului care participă la ședințele Consiliului Local și ale Comisiei de Specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizația primarului. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda, potrivit legii, este de 3. Una pe... Deci e același lucru. Deci noi înseamnă că în continuare mergem cu o greșeală. Noi nu avem o hotărâre de Consiliu prin care să punem în aplicare legea asta unică a salarizării, la care ne putem și avem dreptul legal să ne pronunțăm cu privire la acest, la această, la acest procent, deci, respectiv de la 0 până la 10%. De asta, în viziunea mea, am propus să adăugăm cu ocazia asta un articol prin care ne referim. Propunem aici să de aici încolo să mergem pe baza legii 153, să propunem un procent între 0 și 10% ca să fim în regulă. Pentru că eu nu văd pentru luna, de exemplu, pentru luna februarie, dacă vom fi plătiți tot cu regulamentul ăsta, nu suntem în legalitate. Nu e corect. Când mergem tot cu 5% pentru, 3, pentru fiecare ședință. De asta eu am propus să, ca în ședința asta, să fim de acord să adăugăm la acest proiect de hotărâre încă un articol la care să ne referim la această situație și să stabilim un procent între 10. Eu aș propune domnului președinte ședință să punem la vot separat ideea asta mea și separat proiectul de care a fost expus de domnul Vlad. Eu vă mulțumesc. Îi mulțumim, domnul consilier Vlad. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dau cuvântul domnului secretar. Da, deci eu aș face o precizare. Proiectul de hotărâre se referă la salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului și atât. Iar dacă dumneavoastră vreți să inițiați un proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii de aprobare a regulamentului, unde să, eventual, să schimbați procentul pe care doriți să-l... Deci trebuie inițiat un proiect de hotărâre, ori privind modificarea hotărârii cu privire la aprobarea regulamentului, care dumneavoastră să aveți posibilitatea să votați ce corect de corect, între 0 și 10% ca și procent, dar conform legii 153/2017, pentru numărul maxim de ședințe care se pot convoca, care se pot ține într-o lună, da? Deci, dar evident, nu poate fi adus un amendament la acest proiect de hotărâre, pentru că el se referă strict la salarizarea personalului în aparatul de specialitate. Dumneavoastră, în următoarea ședință, să propuneți un proiect de hotărâre privind
modificarea regulamentului, hotărârii de aprobarea regulamentului Consiliului Local. Și să stabiliți procedura. Da, vă mulțumesc pentru răbdare. Pune întrebarea doamnei contract. Pentru luna ianuarie, de exemplu, cum vom fi? Conform legii, domnul Oplan, că legea, deci regulamentul Consiliului Local, nu poate fi superior unei legi ordinare aprobată de Parlamentul României. Și și acolo, în regulament, noi am avut o discuție în patru ori, ca să... Eu înțeleg, de acord, mă rog, vreau să înțelegeți articolul ăla, îl luați aliniat cu aliniat. Deci el trebuie luat în totalitate, da? Deci indemnizația de ședință se numește indemnizația de ședință. Asta spun, aceleași cuvinte erau și până acum, aceleași cuvinte și aici. De ce acum să le întrebăm într-un fel și până acum le-am întrebat într-un fel? Asta nu înțeleg. Deci de ce în regulamentul care a fost până așa, s-a interpretat pentru fiecare ședință? Și aceleași cuvinte se interpretează altfel. Eu nu știu cum ziceți dumneavoastră că s-au interpretat. Dacă nu a interpretat, cine nu a interpretat? N-are decât să răspundă. O greșit, evident. Ele au fost trecute acolo, deci indemnizația de ședință, deci ca și denumire, cuprinde o ședință ordinară și una sau două ședinții comisii de specialitate. Și astea toate trei, când sunt și ședințe extraordinare și este ședință din comisie de specialitate, astea toate trei se plătește o indemnizație de ședință care poate fi între 0 și până la 0. Până la asta, nu? La fel scria și se considera, aici, de aici e anomalia. Nu tot la fel scria, că e indemnizat de ședință. Eu nu vreau să mai comentez mai mult. Bun. O să inițiam un proiect de hotărâre, așa cum spunem de astăzi. Să vedem. Deci, cred că sunteți de acord că nu poate fi un amendament care privește o hotărâre de aprobare a regulamentului prevăzut de față de o hotărâre care se prevede aprobarea salariilor pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului. Mulțumim domnului secretar. Da. Noi au cuvântul domnului primar. Da, dacă nu mai e cineva dintre doamne... Nu, eu mai am cuvântul domnului consilier. În cazul ăsta, dacă urmează să depunem așa, în legea 215 și regulamentul funcționează, spune că proiectul de hotărâre pot fi emise de primar, viceprimar și un grup de consilieri. Eu vreau să, fiind ședințe consilieri, vreau să convoc un număr de consilieri care se vor subscrie alături de mine să facem acest proiect de hotărâre. Eu sunt unul. Cine vrea? Doi. Deci, noi patru să întomim un proiect de hotărâre și să modificăm treaba pentru ședința următoare. Vă mulțumesc. Mulțumim domnului consilier. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la vot. Cine este? Domnul primar. Îi dau cuvântul domnului primar. Eu, în primul rând, mulțumesc domnului secretar că m-a ajutat și m-a scutit de a vă consuma timpul prețios. În ceea ce privește legalitatea amendamentului, eu cred că îmi susține, în primul rând, proiectul de hotărâre. Și nu ne amintesc dacă n-a fost înțeles corect. Aici discutăm numai despre aprobarea salariilor de bază, pur și simplu. În al doilea rând, în ceea ce privește procentul din indemnitatea primarului, aici este o hotărâre valabilă. Că unii nu l-au înțeles ca lumea. Au fost erori de calcul. Erorile de calcul se pot reface de către doamna contabilă și asumă răspunderea. Cine nu... Legea mă obligă, îmi pare rău, dar cine nu restituie, n-am decât să îi cu doamnei contabilă. Să vă plecați cu doamna contabilă și așa mai departe ce spune legea. Eu mai adresez rugămintea consilierilor PSD să nu susțină acest amendament. Nu e bine, pentru că, apropo de faptul că se filmează, e un viteva, lumea o să înțeleagă pe drept cuvânt, după ce am depus un rămân de credință față de comunitate, față de interese, că a venit aici numai pentru bani. Banii sunt necesari. Aici e personal angajat. Dumneavoastră, toți care sunteți consilieri, aveți un loc de muncă de la Dumnezeu, să fiți sănătoși.
Deci eu n-am fost plătit la nivelul ăsta întotdeauna. Am stat și pe bani mai puțin și pe bani mai mulți și așa mai departe. Responsabilitatea, eu cred că poate fi acceptat ideea că este mai mare la mine. Asta este, la viceprimar, nu mai vorbesc cum mă suportă și pe mine în afară de ceea ce trebuie să facă treaba și așa mai departe. Nu cred că ar fi oportun, ca să fără să facă alte considerente. Și apoi există o hotărâre din Consiliu valabilă, el nu e abrogat. Procentul e bătut în cuie. N-ar vrea să mi se ducă vestea. Nu v-ar onora, pur și simplu. Nu vreau să continui discuția. Mulțumesc. Mulțumim domnului primar. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri, nimeni, împotriva nimeni. Majoritatea s-a votat. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și împrumutățare a Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2018. Inițiator domnul viceprimar. Dau cuvântul domnului viceprimar. Da, domnul viceprimar. L-ați citit și v-ați avut pe masă. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și împrumutățare a Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2018. L-a studiat, propun la articolul 1, aprobarea programului de gospodărire și înfrumățețarea locului Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobarea hotărârii, va fi dus la îndeplinire de domnul Grigore Gheorghe, viceprimarul Comunei Bogdănești, județul Bacău, domnul Sfântul Ion, referent, și domnul Andrușcă Constantin, referent, șef SPS-ul. Articolul 3, după aprobarea secretarul Comunei, domnul Ciuie Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, domnul Grigore Gheorghe, viceprimar, domnului Stângă Ioan, referent, și domnul Andrușcă Constantin, referent, șef SFU și instituții prefectul județul Bacău. Ați avut programul de gospodărire, ați mai avut la mapă referatul făcut de doamna Toma Viorica, expunerea de motive a mea și avizul de legalitate al domnului secretar Conceiu Vasile. Raportul de avizare a doamnei Cătănea și Mănicuță Lidia. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnul viceprimar. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 2. Comisia de Specialitate numărul 2 a studiat proiectul de hotărâre și consideră că este binevenit, deoarece așa a dat acordul pentru avizare favorabilă prezentarea acestui. Mulțumim! Ne dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă nimeni. S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al Consiliului Local Comuna Bogdănești, județul Bacău, al domnului Petcu Marius, precum și declararea locului de consilier local vacant. Inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. La primul articol, propun că se constate încetarea de drept înainte de aplicarea duratei normale a mandatului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, domnului Petcu Marius, ales pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a lipsei nemotivate de la 4 ședințe ordinare consecutive ale Consiliului Local. Articolul al doilea, să se declare vacant postul de consilier local. Articolul al treilea, după aprobarea hotărârii să poată fi atacată de domnul Petru Marius la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Articolul al patrulea. După aprobare, secretarul Comunei Bogdănești, domnul Ciuie Vasile, să comunice hotărârea primarului Comunei Bogdănești, domnul Petru Marius, instituție prefectului de Bacău și Partidului Social Democrat.
pare rău, la plan uman pentru mare, dar legea trebuie respectată. Atât. Mulțumim domnule primar, îi dau cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 3. Da, Comisia de Specialitate numărul 3, dar s-a venit favorabil. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Abținere. Nu avem abținere. Domnul consilier Vâlcu. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului privind performanțele profesionale individuale ale domnului Uncioiu Vasile, secretar al Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2017, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3. Da. Dăm cuvântul domnului... Da, mă mulțumesc. Conform legii de 215/2001, activitatea secretarului unei primării este analizată în fiecare an, pentru care se va da un calificativ. Acest lucru a revenit Comisiei Juridice, am procedat ca atare și am întocmit un proiect de hotărâre. Având în vedere prevederile articolului 107 de alineatul 2 litera D din hotărârea Guvernului României 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completări ulterioare, în temeiul articolului 45 alineatul 6 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune articolul 1. Aprobarea propunerii de acordare a calificativului evaluării performanțelor profesionale, individuale ale domnului Uncioi Vasile, secretar al Comunei Bogdănești, județul Bacău, cu calificativul foarte bine pentru anul 2017. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi comunicată domnului Uncioi Vasile, secretar de comună, primarul Comunei Bogdănești, domnul așa, doamnei Toma Viorica, referent pe resurse umane și instituției prefectului județul Bacău. Tot noi, Comisia numărul 3, am dat raport de avizare favorabil. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Trecem. Dorește cineva să ia cuvântul? Dau cuvântul domnului viceprimar. Îl felicit pe domnul Vărcioiu Vasile, secretarul Comunei Bogdănești, pentru toate activitățile de bună credință care l-a dus în Comuna Bogdănești, în special primăriei, și urez mult succes și sănătate multă. Mulțumim domnului consilier, domnului viceprimar. Vădă, mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, eu văd. Îi dau cuvântul domnului primar. Am aceeași idee cu domnul Grigore. Apreciez mult deosebit de activitatea domnului secretar al Comunei. Îi mulțumesc pentru colaborare. Este un om serios și, într-adevăr, merită calificativul am. Îi doresc sănătate să putem colaborarea în administrația locală pentru binele locuitorilor din comunitate. Atât, mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Îi dau cuvântul domnului consilier Cutea. Și ne suntem în asentimentul domnului primar și al domnului viceprimar. Recunoaștem activitatea domnului secretar de ani de zile. Și anul în care a trecut, acesta a dat dovadă de mult profesionalism și competență, de seriozitate și s-a dovedit a fi un bun comunicator, un bun mediator. De asta l-am văzut și astăzi cum a intervenit și ne-a lămurit în o situație care a păruse. Îl felicit și urez mult succes în continuare. Mulțumim, domnule, doamne consilier Cătănea. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la vot. Cine este pentru? Unitate s-a votat. Împotrivă nimeni. Abțineri. Trecem la punctul 10. Solicitări adresate Consiliului Local Bogdănești. Nu sunt solicitări. Este doamna... Dăm cuvântul doamnei. Solicitări scris. Scrise nu sunt. Dacă doamna, doamna, okay. Zic, nu sunt solicitări scrise.
la mare. Dacă dumneavoastră aveți ceva de... Dăm cuvântul cumva de rol. Am și eu două probleme pe care aș vrea să le pun în discuție aici la dumneavoastră în legătură cu gunoiul la punctul 1. Eu nu beneficiez de serviciul societății Rompes absolut deloc. Până la ora actuală n-a venit nimeni la mine să-mi ia gunoiul și mie ca la fiecare cetățean. La primărie mă pomenesc că sunt trecută ca să plătesc gunoiul. Pe 2 ani de zile. Nu mi s-a ridicat gunoiul, nu mi-a luat nimeni, n-a venit nicio mașină, dar eu sunt bună de plată. Banii din buzunar trebuie să-i scos, să-i dau de gunoi. Am făcut sesizări, două sesizări am făcut. Primesc unul și același răspuns. Sunt obligată ca eu să plătesc gunoiul, eu să-i dau, și eu să car gunoiul tocmai la intersecție la grădinar. O distanță de 600 de metri pe puțin. Să mă plimb cu gunoiul de la poartă, din curte de la mine până la grădinară. Oare este normală treaba asta? Am făcut sesizări, nu. Mi se dă răspunsuri în bătaie din joc. Ură personală ce poate să o aibă domnul viceprimar pe mine și să răzbună. Cu drumul la fel. La toată lumea a putut să vină cu rigola pe partea dreaptă până la colțul casei mele, că la colțul casei mele nu s-a mai putut trece cu rigola până după casa mea. S-a mutat pe partea stângă cu rigola. Fântâna mi-a stricat, o gardurile le-a stricat. Acum a venit, am răspuns-o aici în geantă, în botanita, în bătaie din joc îmi scrie că eu sunt obligată să curăț rigolile de noroi, de gunoi. Eu nu lucrez la drumul și podul. Eu curățenie îmi fac, nu mi-a făcut nimeni curățenie în fața casei mele, dar s-a făcut lucrarea aia care a scris destul de clar acolo în hârtie, că s-a făcut o firmă neautorizată și s-a făcut un pârâu betonat care ăla nu colectează apa, că în fața porții mi-a spus două capte de țeavă, care toată apa când curge după dealul Iorga și zăpada când se topește, toată la mine în curte vine deasupra țelelor. Mi-a supraînălțat drumul și a rămas curtea mai jos ca drumul. Atâtea sesizări am făcut și pe la... A spus că pot să mă duc oriunde, că tot la dumneavoastră vine. Că sunt doar al Bostan și eu n-am dreptul în comuna asta. Eu plătesc taxe și impozite. N-am un leu datorie. Mai puțin anul ăsta, că n-am plătit până la ora actuală. De ce să plătesc eu gunoiul pe 2 ani de zile când la mine mașină n-a venit la poartă să-mi ia gunoiul? De ce să duc eu gunoiul până la grădinarul și nu să duce ca la fiecare cetățean al comunii? Aveți ură personală pe mine? V-am făcut vreun lucru și v-am făcut. Îmi spuneți în bătaie de joc în răspunsurile alea că eu trebuie să curăț rigolile eu. Cine să curăță rigolile? Eu abia stau cu zbonată, eu n-am venit aici. Eu plătesc și cu noi, plătesc toate taxele, nu mă las mai prejos ca fiecare cetățean, dar nu cum vreți dumneavoastră în bătaie de joc. Ce ați făcut acolo la mine, oare dumneavoastră v-ar place în fața porții dumneavoastră, așa ceva? De ce n-ați făcut la frații dumneavoastră ce ați făcut la mine acolo, în fața porții? De ce? De ce la dumneavoastră ați putut să puneți și să înălțați drumul în așa fel ca să fie frumos la curtea la frații dumneavoastră și la mine ați supraînălțat acolo? Mai ușor a fost să cărați bolovan după gârlă cu mașinile să-i trândiți acolo decât să faceți o treabă bună. Ați înălțat acolo parcă să-l dă cineva cu sănărușul acolo. Eu nu mai pot să stau în curtea aia pentru că toată apa îmi curge mie în curte. Toată apa îmi curge mie, toată mizeria care vine după dealul Iorga la mine să scurge acolo. Unde să mă duc? Să mă duc în tribunal? Am bani de tribunal eu. Nu se poate așa ceva, așa ceva nu se poate. Eu nu știu cum mai puteți să dați să obrază așa când ne întâlnim ca oameni la vârsta noastră, să ne întâlnim să... În bătaia de joc ce ați făcut dumneavoastră acolo? M-ați lăsat fără poduri la... Eu cum să construiesc poduri? Pe domeniul public să fac eu și cu banii cui? Cu banii cui să fac eu poduri la poartă, să intru și eu în poartă ca fiecare om? Știți că a dat cu mașina acolo, a căzut în șanțul ăla? Nu luați nicio măsură, nu vă interesați, îmi trimiteți fel și fel de răspunsuri în bătaie de joc. Pur și simplu
ca fiecare cetățean a român al comunii Bogdănești. Chiar așa, chiar se poate așa ceva? Se poate așa ceva? Ați făcut în față, ați făcut un semn geratorul, nu știu ce reprezintă sensul geratorului acolo. Și de la Ion Rotaru și până la mine, la numărul 69, ce ați făcut, domnule? Ce ați făcut? Ăla-i drum făcut? Pentru ce s-a cheltuit banii comunii? Pentru ce? Că s-a îngropat garburile oamenilor mai bine de jumătate? Se poate așa ceva? Eu rog din tot să-mi fie șteasă taxa cu gunoi, pentru că la poartă la mine n-a venit nimeni să ridice niciun gunoi. Eu nu sunt în stare să care gunoi, odată ce plătesc vreau să vin să ia și mie gunoi ca la fiecare cetățean din comună. Nu să mă prind eu cu containerul cu gunoi, că mi-ați dat mie un container de gunoi. Vi l-am luat, am zis că vine mașina, o venește frumos, colectează gunoi. Ați venit cu prietenii dumneavoastră, mi-a strântit șanțul ăla betonat acolo, fără autorizație, fără nimic. Spuneți clar că nu ați avut autorizație. Dar pentru ce ați făcut bătaia de joc în parte la mine? Pentru ce? Ce v-am făcut? Aveți ori personală că sunt de adicarea lui ăsta. De apoi sunt. Odată ce plătesc la comună ca fiecare cetățean, nu știu dacă trebuie să mă considerați că sunt de-a lucrurilor sau sunt de-a cui sunt. Așa a fost, așa a fost mama mea și care-i problema asta? Pentru aia trebuie să vă bate joc de mine. Vă mulțumim. Mi-am trecut patru răbdare, o să știți. Îmi pare foarte rău că aici m-am născut, aici am copilărit, îmi pare foarte rău. Mai dorește ceva de-a vreau să-ți spun, doamna, îi dau cuvântul domnului Ivici. I-am trezit răspunsul, doamna, acasă, în legătură cu tot ceea ce a făcut. Mulțumesc. Vă mulțumim. Declar ședința închisă.